Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial. Suntem deja la episodul 4 din seria creierii unui site. Astăzi, în sfârșit, vom integra conținutul multimedia în site, adică vom vedea cum se bagă filmulețe, cum se bagă muzică, da? Haideți să vă arăt prima metodă. Între timp, haideți să vă arăt ce s-a mai întâmplat pe site în lipsa voastră. Au fost 4 comentarii, de fapt 3, unul era de bază. Prietenii noștri de pe videotutorial au lăsat comentarii și aici pe acest site experimental. Haideți să deschidem un nou tab și să mergem pe YouTube să vedem cum se integrează clipuri video. Dăm pe primul Ninja Melk ăsta. După cum vedeți, este și HD. Și aici avem jos opțiunile clipului, avem URL-ul filmulețului și avem codul JavaScript-ul pentru embed, da? Jos mai avem câteva opțiuni, culorile playerului care vrem să le avem în site. Haideți să alegem, uite, culoarea asta cu albastru, așa. Aici dimensiunea, alegem cea mai mică dimensiune, pentru că el fiind mare, uitați cât de mare este, este HD. Cam atâta, o să luăm codul ăsta, copii. Dacă cumva nu merge, nu se selectează tot când dați click stânga de la mouse, dați click înăuntru și apăsați simultan Ctrl și A și o să selecteze tot. Acum mergem în articole, vă aduceți aminte unde am scris noi ultimul articol, apăsăm modifică. Acum îmi arată articolele care le-am scrise. O să dau pe ăsta pe Hello World. Între timp a început clipul pe YouTube. Stați un pic să-l pornesc. Să-l opresc, pardon. Așa. Da, de fapt îl opresc de tot că nu mai am nevoie de el. Și o să mergem pe HTML. De fapt este și pe HTML era. Aici este modul vizual și aici este HTML, da? Pastăm aici codul JavaScript embed și dăm actualizați articol. Așteptăm un pic să actualizeze. S-a terminat. Acum mergem înapoi și apăsăm din nou, dăm reload sau mă rog, apăsăm pe pagină. Și după cum vedeți, s-a integrat clipul și are și un albastru frumos aici jos la bară, exact cam cum avem sus. Adică seamănă cu ce avem în restul site-ului, păstrăm coloritul, să zicem. Asta este o metodă, ați văzut, este foarte ușor, pur și simplu pastați acolo și cu asta basta. Acum o să vă arăt și cealaltă metodă, metoda pe care noi o adoptăm. Este vorba de găzduirea propriului nostru conținut pe serverul videotutorial. Nu ne folosim de YouTube, nu ne folosim de alt server. Căutare Google și, de fapt, nu v-am spus, scrieți long tail, coada lungă în traducere. Este un site long tail video care s-a dezvoltat în jurul playerului JWFLV Player. Este un player foarte bun, un player foarte folosit peste tot, pentru că nu necesită vreo plată pentru el, este gratuit, este liber pentru toată lumea. De fapt, în ultima vreme au băgat și ei pentru cei care folosesc comercial playerul ca să plătească câte ceva. Da, mă rog, nu știu cât de serioasă e treaba asta. Bifăm aici că suntem de acord cu termenii contractual, free, non-comercial, o să-l folosim necomercial. Și aici jos să ne includă pluginul viral sau viral, dacă vreți. O să scriem adresa. Da? Voi o scrieți pe a voastră și dați download now. Nu o să vă trimită spam, nu e nicio chestie, nu trebuie să vă faceți griji în această privință. Apăsați download now, îl downloadați. Eu nu mai downloadez că deja l-am descărcat. Și acum haideți să vă arăt cum se folosește. O să minimizăm un pic această fereastră. Deschidem, v-am arătat data trecută cum se folosește, clientul nostru FTP.
și noi îl folosim pentru videotutorial.ro. Este WinSCP-ul, foarte bun, foarte light, foarte rapid. Ai opțiunile la vârful degetelor. Eu, sincer, m-am obișnuit foarte mult cu el și îmi place. Este folosit de foarte multă lume, în lumea întreagă. Este un client de mail, de FTP foarte, foarte bun. Acum v-am arătat unde avem site-ul, aici în HTTP Docs. Îl deschidem și eu am pus mai devreme astea, acum o să le șterg. Așa, hai să dau delete. Și le urcăm din nou. Voi când o să downloadați player-ul, o să fie o arhivă. Îl extrageți într-un folder sau mă rog unde vreți și o să aveți fișierele astea. Eu vă arăt cum să faceți treaba pentru a fi totul mai ușor și a înțelege totul mai bine. Dacă vreți, putem să ne și complicăm un pic și chiar asta o să facem. O să ne complicăm un pic ca să înțelegeți mai bine treaba. O să fac un folder care îl numesc video. Ok. Am creat un folder video, îl deschidem. Selectăm toate fișierele astea din dreapta, practic din arhiva care tocmai am downloadat-o și le aruncăm în folderul video. Îi dăm copy. Le-am aruncat acolo și acum cum procedăm? Cum facem noi să vedem filme? Haideți să mergem înapoi pe... Vă rog să fiți foarte atenți acum că e important. Mergem din nou pe site-ul Longtail și în dreptul secțiunii Support o să deschid aici o bară de navigare și avem aici pe undeva Setup Wizard. Apăsăm Setup Wizard și o să ni se deschidă o fereastră care la prima vedere nu spune mare lucru, dar care o să ne ajute pe noi să pregătim, practic să setăm video, să-i spunem unde avem fișierele, unde am setat tot, unde am pregătit tot să se ducă. Acum o să pun asta un pic în bară și o să urc un fișier video pe care l-am eu aici, se numește Flash USB FLV, o să-l urc aici în video. După cum vedeți, se mișcă un pic mai greu, până una alta lăsați-l să urce și o să vă arăt cum se folosește acest Setup Wizard. Acesta ne ajută să setăm noi playerul, practic, da? Selectăm de aici din bara asta drop-down, selectăm unde este, uitați aici, FLV Player with Viral Plugin, da? Am selectat. Și acum deschidem NDEB, parametrii NDEB, da? Lăsăm așa cum este, în afară de sursa, stați un pic să vedem cum se numea. De fapt se numește sursa Player Viral, da? Player Viral, Player, liniuță Viral și el se află în folderul video, da? Din rădăcina site-ului. Astea sunt dimensiunile, mă rog, proprietățile dosarului, autor, hai să scriem aici Cristi, descriere clip video, durata, mă rog, nu e necesar. Aici dosarul, ce dosar avem? Noi avem dosarul ăsta. USB FLV, da? Și el se află în, uitați unde se află, în rădăcina site-ului, în folderul video. Și o să facem noi în următorul fel, o să scriem adresa site-ului. Așa, haideți că ne deranjează antivirusul. O să scriem aici x.videotutorial.ro/video, adică slash folderul video, iar slash usb.flv.
Asta este adresa spre clipul nostru video, da? Asta ar fi adresa spre imagine. Noi nu avem o imagine, așa că o să folosim imaginea pe care ne-au dat-o ei. N-am mai stat să mai fac o imagine. Se numește preview.jpg. Hai să-i dăm reconeglul ăsta. Deci copiem totul până aici. Îl punem aici și tragem din nou un slash și scriem preview.jpg. Hai că am scris bine. Start titlu, hai să-i dăm titlu USB, da? Tipul nu mai scriem. culori. Aici dacă vrem să schimbăm culorile playerului, eu nu o să le schimb, o să le las așa. Hai să șterg ăsta. Mă rog, ne tot deranjează unul ăsta. Back color, culoarea din spate, front color, culoarea playerului, mă rog, light color, dacă vreți schimba și voi și experimentați să vedeți cum iese aici la layout, avem unde să fie bara de control, este pusă jos aia cu play-ul cu care arată progresul filmulețului, aici avem, dacă vrem să punem un URL către logo-ul nostru care vrem să-l folosim. Aici dacă cumva avem playlist, nu avem. Playlist size dacă avem, bineînțeles, nu avem playlist, nu avem nici playlist size. Hai să-i dăm și lui ăsta delete. M-am nebunit de tot. Doc, fals, nu avem. Skin, dacă cumva avem un skin, putem să trecem URL-ul spre acel skin. Avem aici comportamentul, parametrii, cum să comporte, adică filmul, dacă să fie cu auto-start în momentul în care încărcați pagina să pornească automat. Dacă vreți să se întâmple asta, bifați de aici true. Buffer length, dacă vreți să puneți un anumit buffer, asta înseamnă ca să aibă el o zonă tampon în momentul în care începe filmul, să nu înceapă dacă nu are, să zicem, un buffer de 10 secunde. Puteți să puneți dacă vreți, eu nu o să pun deocamdată nimic. Aici, iarăși, calitate, repeat, dacă vreți să aibă opțiunea de repeat, shuffle, dacă cumva aveți un playlist, stretching, cum vreți să fie. Aici e pus pe uniform, adică să se împartă videoclipul uniform în fereastră. Da? Dacă aveți fill, să se umple fereastra, exact fit, să se potrivească, dar dacă este exact fit și clipul video are anumite dimensiuni și playerul anumite dimensiuni, nu o să mai fie bine. Sau non, dacă vreți să fie playerul dimensiunea lui și clipul dimensiunile lui. O lăsăm uniform de bază, volumul dacă vreți să-l puneți e de la 0 la 100. Pune și voi cât vrei, de obicei să pune 80. Aici mai avem câteva opțiuni, dar nu este nu putem să folosim pentru că nu avem o opțiune de streaming, folosim opțiunea care o folosim noi, se numește streaming progresiv. De fapt, nici nu se poate numi streaming, este urmărirea clipului progresivă. Nu folosim încă un server de streaming, sper în curând să folosim și noi un server de streaming. Este destul de scump o licență pentru un server de streaming, poate ajunge și până la 5.000 de euro. Sper că în curând să o facem și pe asta. Deci nu avem, așa că dăm update preview and code. Aici jos ne-a dat codul. Haideți să-l pastăm să vedem ce a ieșit. Ăsta cu YouTube. Hai să-l punem cu ăsta. Sub ăsta cu YouTube. Dăm actualizați articol să vedem ce a ieșit. Îi dăm un refresh. M-a nebunit antivirusul ăsta, cred că o să-l opresc. Nu s-a întâmplat nimic. Stați un pic să verific de ce nu s-a întâmplat nimic.
Așa. Uitați de ce nu s-a întâmplat nimic, pentru că scriptul este instruit să caute SVF Object. Și noi nu avem SVF Object în rădăcina site-ului, așa că trebuie să-i scriu aici video. Da? Sperăm să se rezolve cu asta. Hai să-i dăm un refresh. Uitați că s-a rezolvat. El de bază era setat ca să trimită fișierele, adică noi aveam recomandări din partea lor să trimitem fișierele în rădăcina site-ului. Dar dacă o trimitem aici în rădăcina site-ului unde sunt atât de multe fișiere, o să fie un haos. Așa că le-am pus într-un folder numit video pe toate și în video puteți să faceți încă un folder să scrieți videoclipuri, să zicem, și le puneți acolo. Mai faceți un folder, scrieți muzică, mai faceți un folder, scrieți poze. Mă rog, puteți să rulați orice cu acest player și poze și muzică și video. Eu v-am făcut demonstrația pentru video și voi puteți să adaptați, să puneți în loc de video muzică. După cum vedeți, a mers, a funcționat. Hai să-i dăm un play. De fapt, poza asta nu o să aibă legătură cu clipul. Clipul este altul, o să Salut, vedeți prieteni! imediat. Sunt Bobby și vă spun bun venit la videotutorial. Este colegul meu, Astăzi o să Bobby. vorbim despre Hai să-l las scripturi, mai încet. cum cred că oricine sau majoritatea din noi avem Am lăsat mai încet. ceva în casă. Nu După știu cum vedeți, a început. pentru cei care Acum, sunt ce nou și opțiuni care mai sunt avem noi aici? Vedeți că pe avem un buton meniu. care nu Haideți avem să-l nevoie opresc de pe prietenul meu, Bobby. Și ne-a apărut opțiunea cu meniu. Avem deja exact cum e pe YouTube, avem opțiunea embed, avem linkul spre clip, spre site, pardon, avem tot pluginul care funcționează doar dacă îl pastăm într-un document HTML sau într-un alt site. Totul este exact cum avem pe site-uri de video streaming. Foarte interesant. Acum haideți să încercăm treaba asta, luăm acest cod. Este un cod generat de noi în momentul în care am făcut setările pentru clip. Haideți să le punem într-un document HTML. Ce mai deschideam aici? Mă scuzați. Am aici documentul HTML. Hai să-l transfer pe desktop. Uitați aici, demo. Hai să-l deschidem. Uitați, fișierul nu are absolut nimic în el. Este un fișier HTML gol. Acum o să-l edităm. Și punem în zona asta aici. De fapt, era pus o probă de-a mea de mai devreme. Dar dacă nu mai le-am șters de acolo, îi dau paste acum. Îi dau save me și acum o să dau un reload. Ne anunță că este periculos să pornesc într-un document HTML, un script, mă rog, îi dăm OK și după cum vedeți, playerul este în Salut, regulă. prieteni! Sunt Bobby și Merge, vă spun bun venit funcționează, la totul e bine. Imaginați-vă că acesta poate să fie un alt site și cei de pe site-ul pe care puneți voi clipurile poate să ia acest videoclip și îl pună la ei pe site și automat voi o să faceți mai multe vizite, o să faceți mai mulți vizitatori prin intermediul lor. Sper că v-a plăcut tutorialul de astăzi. Exact cum am făcut conținutul video, așa puteți să faceți și cu conținutul audio. Haideți să vă mai explic un pic ce trebuie făcut prima oară ca să activați un plugin important din WordPress. Pardon, pluginuri. Este vorba de Akismet. Apăsăm activați. Este foarte important. Haideți să vă explic pentru ce este acest Akismet. El este un plugin care vă ferește de spam. În proporție de 90-98%, el prinde spamurile și le bagă la spam. Nu are cum să scape un spam pe site-ul vostru. El, ca să funcționeze, are nevoie de o cheie, da? Cheia api wordpress.com se numește.
După cum vedeți, aici scrie Akismet este aproape pregătit, trebuie să introduceți cheia API wordpress.com pentru a funcționa. Apăsăm aici. Ne trimite aici, ne spune că serverele Akismet funcționează, sunt 4 servere. Cum funcționează aceste servere? Ele funcționează ca niște site-uri obișnuite și prin spam-ul. Acolo niște motoare speciale analizează acele mail-uri și hotărăsc dacă sunt spam-uri sau nu. Și în funcție de ce au prins acele site-uri sunt ca niște capcane. Și în funcție de ce prind ele, exact așa transmit și celorlalte module Akismet împărțite pe toată lumea. Și voi, ca să fiți conectat la aceste servere Akismet, trebuie să introduceți cheia. De unde luați cheia? O să mergeți pe wordpress.com. Haideți să apăsăm. Și aici o să vă faceți un cont, da? Apăsați, stați așa un pic, sign up, vă duceți pe sign up. Vă introduceți aici username, parola. Eu am făcut deja un tutorial despre așa ceva, cum să vă faceți un cont, un blog pe wordpress.com. Vă duceți și urmăriți acel tutorial, vă înscrieți. După ce vă înscrieți, vă logați și dați aici, apăsați Remember Me și dați login. După aceea vă întoarceți pe pluginul vostru, pe Akismet, și vă duceți frumos și luați cheia. Da? O introduceți aici și dați actualizați opțiuni. Între timp urmăriți instrucțiunile care vi le dă cei de la wordpress.com. După ce introduceți cheia, nu mai aveți de făcut nimic decât să scrieți articole frumoase, să puneți clipuri video, să primiți vizitatori, să răspundeți la comentarii, atâta tot. Vreau să vă zic că lupta împotriva spamului este foarte importantă. Noi pe site primim în jur de, să zic, 200-300 de spamuri în fiecare zi. Și Akismet-ul le prinde pe toate. Mai există și alte module de spam, unele mai slăbuțe, altele mai bune, unele poate sunt mai bune, dar sunt foarte agresive. Și de multe ori o să oprească și vizitatorii bine intenționați care vor să posteze comentarii valide. Este periculos să folosiți alte plugin-uri. Eu, sincer, vă recomand Akismet-ul. La un site ca al nostru, Akismet-ul este foarte eficient și prinde în proporție, v-am zis, de 98% spamurile și chiar când aceste spamuri scapă, ele oricum nu sunt aprobate fără acordul vostru. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la acest tutorial. Data viitoare o să intrăm mai în amănunt cu câteva plugin-uri și câteva setări interesante pentru WordPress. Acum o să ne apropiem un pic de sfârșit la tutorialul următor. Probabil că o să vorbim și despre publicitatea online și despre cum se pot câștiga bani dintr-un site, că până la urmă depuneți muncă, depuneți efort, dar toate astea trebuie răsplătite într-un fel. Trebuie să scoateți și voi măcar banii de hosting și măcar, să zicem, ca un fel de salariu pe lună pentru efortul pe care îl depuneți. Dacă aveți idei bune, în momentul în care vă creați site-ul, puteți să câștigați chiar mai mult dacă vă încadrați pe o nișă, puteți să câștigați bani chiar frumoși. Nu vă faceți iluzii, nu vă luați după mulți care scriu pe net că faci o grămadă de bani, că faci nu știu ce, nu este adevărat, nu poți să faci o grămadă de bani cu un site. Într-adevăr, se pot face bani frumoși, dar este mult, mult, foarte mult de muncă. Nu vă închipuiți că după o lună, două de bloguit, gata, o să scoateți o căruță de bani, nici vorbă. Dar despre asta o să vorbim în tutorialul următor. Aștept părerile voastre pe rubrica de comentarii în legătură cu acest tutorial și în legătură cu integrarea acelui player interesant. Și, bineînțeles, aștept propuneri și idei pentru tutorialul următor. Ce vreți să vedeți? Despre ce vreți să vorbesc? Mai ales că ne apropiem de sfârșit. Ce subiecte vreți să atac pentru a înțelege voi mai bine
acest mod de a crea un site. Acesta este un mod. Ați văzut foarte bine, Dan v-a explicat cum se face în HTML un site, eu v-am explicat cum se face în WordPress, mai sunt și alte metode, nu așa, nu astea sunt neapărat toate metodele de a face un site, sunt foarte multe metode, sunt foarte multe formate de site-uri, dar o să vorbim și despre astea după ce o să terminăm acest tutorial. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, vă aștept pe rubrica de comentarii. La revedere!